цини де инициатива мя шинзеси, шела шинзеси партнерятку стату, чей коряу о идее де бизнес. Да era pare 1 plus 1, nu? Nu, nu, asta e absolut altceva. Asta e prima dată în istorie și o idee calculată, care în condițiile, ea nu este ok pentru cei care deja au afaceri, în special mari, dar pentru cei care au o idee. Această idee, acest business plan trece prin acest centru de consultanță, dar omul bani n-are. Dumneavoastră, orice om nu poate mâine să meargă la o bancă să ceară 100.000 de euro credit pentru a începe o afacere, dacă nu leșu un gaj. Businessul o să fie deschis 50-50 persoană fizică, cetățeanul cu statul. Statul este ca garant, înseamnă că poți să iei creditul ăsta. Și al mai important, că omul, care, când această afacere se pornește, omul este asigurat că în fiecare dă statul n-a să-l zacalibească cu contrale, cu probleme și ce se întâmplă astăzi la noi, că n-a să vie nici fiscul, nici alte structuri. N-a să vine și un control la o companie unde este statul 50%. Îți dai seama? Și scăpăm pe oamenii să îmblem că-ți dă-i bună ziua. Deci asta este nu doar o susținere directă a cetățenilor care vor să pornească un business, dar și o protecție concretă unde omul n-a să aibă dureri de cap. Înțelegeți? Că statul contra statului niciodată n-a să meargă. Și asta scăpăm oamenii de o birocrație totală. Noi, că închipă-ți tu și doi oameni răi, ai fie scorpiune, mă. Și păi, hădem la așa, la chiar că-i mărg. Dar cum să te duci la așa, la, dacă acolo e stat 50%? Și cetățeanul, după 10 ani, a câștigat bani. Este mulțumit cu mărtreburile, zic, băi, statul Republica Moldova, eu vreau să cumpăr 50% din business, să rămân singur, poftim, după 10 ani de zile. Și statul, domnul Gonța, vă dați seama câți bani vom avea noi în bugetul statului? Pentru pensii, pentru creșterea salariilor, funcționarilor, da? Când în Republica Moldova se vor porni din start mii de afaceri noi. Și statul nostru trăiască doar din taxă, dar să câștigi bani și ca partener în afaceri. Sprijinim și omul și ia ca o soluție concret cum apar banii în buget. Banii în buget. Și ridicăm economia țării.